Această emisiune vă este oferită de compania Erbașu. Domnilor, bine v-am găsit la o nouă ediție emisiunii Strategie în alb și negru. Sunt Delia Duca Iliescu și vă invit să aflați pentru început noutăți din lumea șahului. Meciul care va oferi șahului un nou campion mondial va debuta în data de 7 aprilie în Kazahstan. Magnus Carlsen a decis să nu joace meciul pentru titlul mondial cu Jan Nepomniachtchi, iar în locul său va juca marele maestru Ding Liren, clasat pe locul 2 în turneul candidaților. În decembrie 2021, norvegianul Magnus Carlsen devenea pentru a cincea oară consecutiv campion mondial la șah în urma victoriei în fața rusului Jan Nepomniachtchi. După ce rusul a câștigat și anul trecut turneul candidaților, Carlsen a declarat că nu este interesat de un meci cu același contracandidat. Vom urmări cu atenție meciul din luna aprilie, chiar dacă este un duel între ocupanții locurilor 2 și 3 în lista FIDE. Actualul campion mondial Magnus Carlsen fiind singurul care deține un scor ELO de peste 2800 la șahul clasic, mai exact 2852, el fiind urmat în clasamentul mondial de rusul Nepomniachtchi cu un scor ELO de 2793, iar marele maestru chinez Ding Liren cu un rating de 2788 este al treilea. Ediția 89 a campionatelor naționale de șah clasic se apropie de final. Peste 200 de șahiști se luptă pentru titlurile naționale la Sebeș. Campionatele naționale de la Sebeș se apropie de final. La deschiderea competiției a fost prezent Ioni Strate, reprezentantul locației care a găzduit turneul din Sebeș. A efectuat o primă mutare simbolică la masa întâi alături de primarul Dorin Nistor. Anul acesta, primul pe lista de start este marele maestru ucrainean Kiril Shevchenko, în vârstă de 20 de ani, proaspăt naturalizat sub culorile României, cu un rating ELO de 2662. Alături de el joacă pentru titlu David Gavrilescu, ce urmează să împlinească 20 de ani luna viitoare. Printre participanții la ediția de anul acesta a campionatelor naționale de șah clasic îl regăsim pe marele maestru Constantin Lupulescu, de 5 ori campion național, precum și pe Mircea Pârligras, de 3 ori campion, inclusiv la cea mai recentă ediție a naționalelor. În premieră în competiția Open o găsim pe Irina Bulmaga, multiplă campioană națională la feminin, care a ales să participe anul acesta printre seniori. Irina a debutat cu 3 victorii, urmate de 2 remize, una cu David Gavrilescu și cea de-a doua chiar cu ucraineanul de 20 de ani, numărul 1 în lista de start. La feminin, printre favorite se află Alessia Ciolacu, actuala campioană a României la șah, alături de alte șahiste componente ale lotului feminin la cea mai recentă olimpiadă de șah, Mihaela Sandu, Miruna Lehar și Luminița Cosma. Ultimele runde se joacă în acest weekend la Sebeș, așadar vom afla în curând care sunt noi campioni la șah ai României. La Pitești a avut loc etapa județeană a competiției ce poartă numele regretatei mari maestre Elisabeta Polihroniade. În incinta clădirii care găzduiește Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea din Pitești s-a desfășurat, în memoria legendei șahului românesc Elisabeta Polihroniade, o competiție de șah pentru copii și juniori. 60 de elevi din Argeș, Vâlcea, Gorj și municipiul București au participat sâmbătă trecută la etapa județului Argeș a concursului național de șah Elisabeta Polihroniade. Etapa națională are loc chiar în aceste zile, în stațiunea Călimănești-Căciulata, unde sunt prezenți sute de elevi, printre care și campionii de săptămâna trecută de la Pitești. Specific campionatelor școlare este că se joacă pe categorii de vârste impare, și anume sub 9 ani, 11, 13, 15 și 17 ani, spre deosebire de campionatele naționale, unde categoriile sunt 8, 10, 12 până la 20 de ani. Destinată de asemenea elevilor, weekendul trecut a avut loc la Pitești competiția Cupa de Iarnă, organizată sub egida proiectului Șah în Școală. De buna organizare s-au ocupat Andrei Rădulescu și Ovidiu Stancu, iar arbitrul principal al turneului a fost Dariana Didiliuc. Turneul a avut 3 secțiuni, la competiție fiind prezenți peste 125 de elevi. La turneul A s-au impus șahiștii Alexandru Costin și Ioana Stoienescu.
Turneul B a fost câștigat de Aron Matias Drăgoi alături de Irina Ruja, iar la turneul C, destinat începătorilor, locul întâi le-a revenit elevilor Vlad Tănasă și Elena Niță. Între timp, la Muzeul de Istorie Carol I din Brăila a avut loc un alt concurs de șah rapid destinat elevilor, cu un nume sugestiv, Cupa Vacanței de Iarnă. La turneu au participat 46 de jucători de la cluburi din Brăila, București, Buzău, Focșani, Galați și Ploiești, dar și sportivi din Ucraina. Câștigător la categoria 14 ani a fost Dragoș Leu de la Clubul Sportiv Municipal Galați. Turneul a fost organizat de Preda Iulian, președintele clubului sportiv Micul Prinț Brăila. În perioada 11-17 martie, la Vaslui vor avea loc campionatele naționale pentru veterani de șah clasic, rapid, blitz și deslegări. Competiția este organizată de Federația Română de Șah în colaborare cu Clubul Sportiv Sergentul Vaslui. La puțin timp după ce a găzduit Divizia A, orașul Vaslui a fost ales pentru o nouă competiție națională la șah. Campionatele destinate șahiștilor cu vârste de peste 50 de ani. La fel ca anul trecut, se va juca separat la Open și comasat la feminin, dar cu premiere distinctă în cadrul celor două categorii de vârstă, plus 50 și plus 65 de ani. Va fi o onoare și o mare plăcere pentru mine, dar și pentru vasluieni să se afle printre personalități deosebite ale șahului românesc. Vor participa maestri internaționali, maestri FIDE, maestri naționali, foști și actuali campioni naționali. Mulți dintre ei au făcut istorie în șahul românesc și încă mai pot să o facă. Mai avem de transmis ștafeta tinerelor generații care pot și trebuie să învețe din experiența vârstnicilor. A spus Constantin Grosu, președintele clubului sportiv Sergentul Vaslui. Astăzi la Șahul de Poveste vorbim despre marele maestru chinez Ding Liren. Actualul campion mondial Magnus Carlsen a anunțat că nu va juca meciul de titlu mondial programat să se desfășoare în luna mai, de aceea vom asista la o confruntare între primii doi clasați la cel mai recent turneu al candidaților, rusul Ian Nepomnici și chinezul Ding Liren. La doar 30 de ani împliniți în octombrie 2022, marele maestru chinez Ding Liren a adunat deja un CV impresionant în șah. Va juca împotriva lui Ian Nepomnici la meciul de titlu mondial programat să înceapă în 7 aprilie. Ding Liren s-a născut la Wenzhou, un oraș din China. Când avea 4 ani, mama sa l-a dus la un club de șah din orașul natal, care are o istorie bogată în șah și este de asemenea locul de unde provine fosta campioană mondială la feminin Zhu Chen. A avut succes încă de la primele competiții. A câștigat campionatul național de șah la vârsta de doar 16 ani, devenind cel mai tânăr șahist care a câștigat campionatul de seniori al Chinei. Performanța sa la acel turneu i-a conferit și norma finală de mare maestru necesară pentru obținerea titlului. Într-un singur eveniment, Ding Liren a devenit campion național și mare maestru. El a primit oficial titlul în octombrie 2009, cu două săptămâni înainte de a împlini 17 ani. În 2003 și 2004 a terminat la egalitate cu primul loc la campionatul mondial la categoria sub 10 ani, respectiv sub 12 ani. Dar în cele din urmă a fost al doilea la meciurile de departajare în ambele evenimente. Putem spune așadar că are un istoric când a ieșit pe locul al doilea. În 2015 a devenit al doilea jucător chinez după Wang Ye, care a intrat în top 10 cei mai buni jucători din lume. Din august 2017 până noiembrie 2018, Ding a avut o serie de 100 de meciuri fără înfrângere în competițiile de șah la nivel înalt. Ajuns în finala Cupei Mondiale FIDE din 2017, l-a înfruntat pe Levron Aronian, dar după 4 remize a pierdut în tie-break-uri cu 2-0. Deoarece primii doi jucători din turneu s-au calificat pentru turneul candidaților, Ding a obținut totuși primul său loc în turneul care decide challengerul la titlul mondial. În 2018, Ding a intrat în top 5 jucători de șah din lume și a depășit pragul ELO de 2800. La Olimpiada de șah din octombrie 2018, echipa Chinei a câștigat aurul cu Ding Liren la masa întâi. În 2019, Ding a avut unul dintre cele mai impresionante turnee ale sale la Cupa Sinquefield. A fost la egalitate cu Carlsen pentru primul loc și a câștigat ambele partide de tie-break. În acel moment, oamenii au început să spună că ar putea fi următorul campion mondial de șah. Câteva luni mai târziu a jucat în Cupa Mondială de Șah FIDE 2019. Locul al doilea i-a asigurat calificarea la turneul candidaților din 2020, dar nu a reușit să-și câștige turneul pentru a juca meciul de titlu mondial. În 2022, Ding s-a calificat din nou la turneul candidaților, de data aceasta datorită ratingului său, fiind al doilea pe lista FIDE la acel moment și luându-i astfel locul lui Carrie
Kariakin după ce jucătorul rus a fost exclus din competiție. Din nou a avut o prestație solidă și a ocupat locul al doilea. Acest rezultat părea a reprezenta o șansă pierdută de a concura pentru titlul mondial, dar i-a asigurat în cele din urmă locul în meciul pentru titlul mondial la șah de anul acesta, în urma deciziei lui Carlsen de a nu-și păstra titlul. Rămâne de văzut dacă Ding Liren va reuși anul acesta să rupă șirul clasărilor pe locul al doilea și să câștige titlul de campion mondial la șah. Astăzi vom începe o serie de lecții pentru cei care vor să învețe șahul și vom continua, bineînțeles, și cu diagramele propuse pentru cei mai avansați dintre dumneavoastră. Notația șahistă este cea algebrică, după cum se poate observa. Fiecărui câmp de pe tablă îi asociăm o literă și un număr. Practic, pentru fiecare coloană se utilizează o literă, pentru fiecare verticală, de exemplu litera A, B, C, D și așa mai departe până la H, iar pentru fiecare linie avem câte o cifră de la 1 la 8. Așadar, dacă mutăm pionul acesta de pe D2 până pe câmpul D4, de obicei notăm doar D4, adică doar câmpul pe care a ajuns pionul. Iar dacă jucăm una dintre celelalte 5 piese, vom nota litera care îi corespunde. Pentru rege avem R, cu majusculă, bineînțeles, pentru damă avem D, pentru turn T, nebun N și pentru cal, bineînțeles, litera C. Dacă mutăm, să spunem, după un răspuns al negrului D5, mutăm calul în C3, vom nota C mare, C, pentru că suntem pe coloana a treia, și 3 pentru că suntem pe linia a treia. Deci cal C3. Negrul poate să răspundă, de exemplu, cu mutarea cal F6, vom nota C mare F6. Și astfel avem mutările pentru piese atunci când nu se efectuează o captură. Dacă se efectuează o captură, atunci am putea, de exemplu, să ne sacrificăm pionul după cal F3, să spunem cal F6. Am putea să jucăm direct C4. Este gambitul damei, foarte bine cunoscut. Iar în acest moment, dacă negru ne-ar captura pionul, atunci se scrie D2C4. Pentru că ar fi putut la fel de bine să fie un alt pion acolo și dacă am fi scris doar captură la C4, nu se înțelegea care dintre pioni. Așadar, D ia la C4, dacă negru alege să accepte sacrificiul, gambitul damei acceptat. În general, nu se capturează acest pion, pentru că vom vedea albul câștigă tempouri în dezvoltare. De cele mai multe ori, negrul alege să-și continue dezvoltarea, fie cu nebun F5, E6, C6, C5 și așa mai departe. Acestea ar fi primele mutări. Poate ați observat că pionul a mutat drept două câmpuri, dar în realitate, în afară de poziția inițială, atunci când are acest drept de a efectua una sau de a juca un câmp sau două câmpuri, în restul partidei, în restul mutărilor aceluiași pion, va avea dreptul să înainteze doar câte un singur câmp sau să captureze în diagonală. Cum am arătat, captura pionului este ca o suliță în diagonală. Practic, pionul este singura piesă de pe tablă care mută într-un fel și capturează în alt fel. Pionul mută înainte, dar capturează în diagonală. Toate celelalte piese mută și capturează exact la fel. Vom vedea în edițiile următoare calul, care mută în formă de L și capturează tot așa, dar are proprietatea că poate să sară și peste alte piese, la fel cum am văzut și aici, a sărit peste pionii proprii. Nebunul mută doar în diagonală, așa și capturează. Turnul doar pe orizontale și verticale, iar dama și ca nebunul și ca turnul este și pe linii și pe diagonale și pe verticale. Regele de asemenea mută oriunde în jurul câmpului pe care se află, dar un singur câmp. Vom continua cu pionul, pentru că despre acest pion vrem să vorbim în ediția de astăzi. Pionul mai are un
mare atribut, acela că se poate transforma. Odată ajuns pe ultima linie, el mergând doar înainte, în momentul în care ajunge pe linia a 8-a, dacă este vorba despre pionul alb, sau pe linia 1-a, dacă este vorba despre pionul negru, se poate transforma în orice piesă în afară de rege, deci în rege, în regină, spusă și damă, damă, turn, nebun sau cal. Cel mai adesea vom transforma în damă, pentru că este cea mai valoroasă, are, să spunem, o valoare de 9 puncte, în general este acceptată ca fiind aproape ca două turnuri, care au fiecare câte 5 puncte. Dar în situații mai speciale vom alege să transformăm în turn sau în cal, atunci când riscăm să dăm, de exemplu, pat adversarului, să nu aibă unde să mute, să fie o poziție de pat. Dar despre modalitățile de încheiere a unui joc de șah vom discuta în edițiile următoare. Pentru astăzi, cred că este suficient să reținem că atunci când facem o mutare, ne vom exprima cu piesa pe care o jucăm, de exemplu, nebun F4, dacă negrul juca nebun F5, vom scrie N mare F4, iar pionii vor juca doar câte un câmp, cu excepția momentului în care joacă două câmpuri. Mai există și o mutare specială a pionului, pentru că în șah, pe lângă rocada, vom vedea efectuată de rege transformarea, despre care am discutat deja, și mai există și en passant. En passant se referă la acel moment în care un pion alb ar ajunge, de exemplu, în tabăra opusă, a ajuns pe linia a 5-a, în tabăra negrului, și un alt pion ar trece nepăsător pe lângă el. În acest moment al trecerii, dacă dorim doar la mutarea imediat următoare, am putea să îl capturăm și astfel am efectuat mutarea en passant, în trecere. Dacă decidem să nu capturăm pionul, peste încă o mutare nu vom mai avea acest drept. Practic îl capturăm ca și când ar fi mutat un singur câmp și atunci am fi putut să-l capturăm normal, ca în orice altă poziție de pe tablă, dar în cazul excepțional în care pornește de pe punctul de plecare, avem acest drept dacă dorim să capturăm en passant. Aceasta a fost prima lecție legată de așezarea pieselor. După cum am spus, avem 6 tipuri de piese: rege, damă, turn, nebun, cal și pioni. Un singur rege pentru fiecare, o singură damă, două turnuri, doi nebuni, doi cai și câte 8 pioni. Data viitoare vom continua să discutăm despre cum mută calul în jocul de șah. Să vedem acum propunerea pentru data viitoare. Este vorba de un mat în două mutări. Dacă ați fost atenți la lecția de dinainte, ați observat că regele negru stă întotdeauna pe linia A8-a la început, deci el a plecat de pe E8, dar a ajuns cumva pe D1, acolo unde era locul damei albe în poziția inițială. Și indiferent unde ar fi regii pe tablă, noi trebuie întotdeauna să realizăm că un pion aflat pe D2 de culoare albă se află la prima, în poziția inițială, urmează să efectueze prima sa mutare, deci ar avea dreptul să efectueze fie D3, fie D4 la alegere. Vă invit să găsiți mutarea albului, deja v-am spus că este legată de acești pioni. Vom vedea soluția diagramei data viitoare și, cum spuneam, regii, întotdeauna să ne gândim de unde au plecat. Regele alb a plecat de pe E1, regele negru de pe E8, așadar pionii negri înaintează, ei au plecat de pe C7, se află 3 pioni pe aceeași linie, pe aceeași coloană, ceea ce înseamnă că unul sau doi dintre ei au venit fie de pe A7, fie de pe B7, prin captură au ajuns pe coloana C, la fel și celălalt a venit prin captură de pe alte coloane. Și în acest moment, negrul amenință chiar să transforme pionul în damă. Vom vedea, așadar, albul este la mutare. Care este mutarea sa pentru ca la orice răspuns al negrului să urmeze un mat? Vă invit să ne trimiteți răspunsurile dumneavoastră pe adresa de e-mail shah@realitatea.net.
Doamnelor, domnilor, dragi copii, ediția de astăzi a ajuns la final, dar vă aștept și data viitoare cu noi povestiri din lumea șahului. Până atunci, să aveți o săptămână minunată și nu uitați de gimnastica minții! Această emisiune vă este oferită de compania Herbașu.